Citesc din Biblie, din Evanghelia după Matei, un text pe care 100% la l-ați auzit citit de sărbătorile acestea. Matei, primul capitol, de la versetul 18 la versetul 25. Cel mai fain zgomot în, în biserică e ăsta. Știți ăsta? Acum știu că ne ajută și ecranele, bune și ecranele dar până una alta, parcă e altfel când ai cuvântul lui Dumnezeu așa în mâini și poți să-l urmărești mult mai bine. Știu că unii se vor gândi că cel mai bine să-l ai în inimă, e adevărat, dar ca să-ți ajungă în inimă, e bine să-l ai și în mână. Acum, în această zi, vreau să vorbesc despre Iosif, un om de caracter, Evident că am ales să vorbesc despre Iosif și pentru că tocmai a trecut sărbătoarea nașterii Domnului Isus, și chiar dacă unii cercetători ai Bibliei spun despre Iosif că ar fi fost bătrân, eu nu cred că a fost bătrân, probabil că avea undeva la 20 și puțin de ani, pentru vremea aceea o vârstă înaintată de căsătorie, pentru că băieții în vremea aceea se căsătoreau cândva pe la 17-18 ani, fetele 15 ani, deci dacă un băiat ajungea la 20 și ceva de ani, ăsta deja era bătrân. Îl avem în cazul de față pe Iosif, sunt tot felul de speculații în legătură cu el. Principala caracteristică a lui Iosif e caracterul. Și o să vedeți că Biblia îl și numește un om neprihănit. Știu că atunci când auzim cuvântul neprihănire, alături de alte cuvinte complicate din Biblie, mulți dintre noi imediat intrăm pe pilot automat. La timpul potrivit îl voi explica. Să știți că n-am uitat că sunteți în picioare, dar și eu să stau tot timpul predice în picioare, așa că o să vă țin în picioare pe tot parcursul citirii textului, dacă e necesar chiar mai mult. De la versetul 18 citim. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Dar cuvântul folosit aici e logodit, dar noi știm că de fapt logodna, din perspectiva asta evreiască nu era ceva similar cu ce se întâmplă astăzi. Adică atunci când spui astăzi că cineva e logodit, presupune mult mai puțin decât însemna de fapt ceea ce era între Iosif și Maria. Pentru că la evrei căsătoria era în doi pași. Primul pas era semnarea actului de căsătorie, un fel de căsătorie civilă astăzi, sigur lucrurile erau diferite atunci, și după semnarea actului de căsătorie, un an de zile, cei doi tineri stăteau mai departe în casa părintească, fiecare la casa lui, și abia după un an de zile avea loc ceremonia religioasă și masa festivă, ceva asemănător cu, cu ceva ce avem noi astăzi. Deci, Iosie și Maria erau în perioada aceasta. Nu știm cât de aproape erau de perioada a doua, însă. Spune Biblia așadar că cei doi erau logodiți, ăsta e cuvântul pe care îl folosește Cornilescu aici, dar ei, din punct de vedere legal, erau căsătoriți. Chiar dacă încă n-aveau dreptul să locuiască împreună. Și, observați, zice, înainte ca să locuiască ei împreună, adică înainte să treacă de cununia religioasă și de etapa a doua căsniciei, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, Bărbatul ei, observați, Biblia numește pe Iosif bărbatul ei, nu zice logodnicul ei, era un om neprihănit. Și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, deci pentru că era un om neprihănit, nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Asta e prima parte a textului, îl descrie pe Iosif înainte ca Dumnezeu să îi se reveleze, să îi se descopere. Acum urmează trei versete în care Dumnezeu îi se descoperă lui Iosif. Versetul 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, iată că omul de caracter gândește, nu acționează impulsiv, ar fi putut în momentul în care aude că cea care, urma, cea care era soția lui și cu care trebuia să construiască o viață de căznicie, este însărcinată, putea să acționeze impulsiv și să plece, dar spune Biblia că se gândea la aceste lucruri, deci analizează lucrurile, nu acționează în funcție de sentimentul de moment, și în timp ce se gândea, i s-a arătat un înger în vis, sau i s-a arătat în vis un înger al Domnului, deci dacă vreți să vi se arate îngerii Domnului și Dumnezeu să vă vorbească, trebuie să gândiți. Că mai, mai sunt unii care zic, nici nu m-am gândit la asta, înseamnă că a fost de la Domnul. Și eu când aud asta, zic, mă, înseamnă că nu a fost de la Domnul, dacă nu te-ai gândit înainte. Pentru că înainte ca Domnul să ți se reveleze, trebuie să te și gândești. Deci Iosif se gândește, firește, omenește, ca un om neprihănit ce era. Îi se arată un înger al Domnului și îi zice, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria. Observați, exista în el frica asta, da? O frică, o frică sfântă de Dumnezeu, pe de-o pe de parte, era frica faptului că s-ar putea ca viața lui de căznicie să nu fie binecuvântată de Dumnezeu dacă începe așa, cu o sarcină înainte de cununia religioasă. Zice Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, observați, așa și numește, nu zice logodnica ta, că ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt, adică ce spune Maria e adevărat. Vă imaginați că, probabil, în primă instanță, lui Iosif îi vine greu să creadă așa ceva. Și apoi spune versetul 21, îngerul, îngerul continuă și spune, ea va naște un fiu și vei pune numele Isus. Isus era un nume absolut comun în vremea aceea, care înseamnă Dumnezeu mântuiește, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu și vor pune numele, ziceți voi, Emmanuel. Păi îngerul îi spune, puneți-i numele Isus și vor pune numele Emanuel, zice prorocul Isaia. Are sens în contextul din Isaia și îmi place să vă explic chestia asta în picioare. Dacă vă uitați, chiar acolo la versetul 23, e o referință jos, Isaia 7 cu 14, e referința din Vechiul Testament și acolo zice prorocul Isaia, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi vor pune numele sau și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Îngerul vine și spune, puneți-i numele Isus. Și apoi citează o prorocie în care ni se spune că fecioara va naște un fiu căruia va pune numele Emanuel. Și știu că unii, mai ales ăștia care sunt foarte tineri, analizează la literă și chiar de curând un tânăr m-a întrebat, frate, aici apare o contradicție, foarte bucuros. Știți, când aparent sunt contradicții, înseamnă că n-am înțeles noi foarte bine textul în context. Textul din Isaia, capitolul 7, dacă citiți tot contextul, dar nu faceți în timpul predicii mele, veți vedea că se referă la faptul că poporul evreu în vremea aceea era în război cu sirienii. Sirienii erau mult mai tari și amenințau că vor dispărea ca națiune. Și în contextul ăsta în care evreii tremurau că vor dispărea ca națiune, Dumnezeu vine cu o prorocie foarte ciudată prin Isaia și le zice așa, vă dau un semn că nu o să vă părăsesc. Că voi rămâne cu voi. Și semnul e că peste 750 de ani, o fecioară va rămâne însărcinată și numele copilului va fi Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Ceea ce vrea să spună Dumnezeu prin Isaia, poporul evreu, atunci e așa. Câtă vreme mai am un plan cu voi, indiferent ce amenințări vor fi în jurul vostru, nu vă temeți. Eu sunt cu voi. Amen. Slăviți să fie domnul. Uh, nu voi entuziasma prea tare explicația. Nu-i bai. Trecem la ultimele două versete din text. Deci, prima parte din text, primele două versete, descrie realitatea în care se afla omul de caracter Iosif înainte să aibă parte de Revelație. Următoarele trei versete ne descriu Revelația sau descoperirea pe care Dumnezeu o face acestui om de caracter în timp ce el gândea și se gândea bine ca un om neprihănit ce era. Și apoi, de la versetul 24 până la 25, ne descrie rea reacția omului neprihănit la Revelația lui Dumnezeu. Când s-a trezit Iosif din somn, îmi place propoziția asta, nu-mi place când o citesc în context bisericesc și mă uit pe stadunare și câteodată chiar se potrivește bine la câțiva. Când s-a trezit Iosif din somn, și dacă citiți primele două capitole, veți vedea că se trezește din somn de trei ori, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Nu, ăsta e omul de caracter. Deci ce definiție mai vrei? A făcut cum i-o poruncit Dumnezeu. Și-a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce i a născut un fiu și a pus numele Iisus. Exact cum i s-a spus. Amin. Sta jos. Citeam disperarea în ochii unora dintre voi, efectiv. Îmi okay. dai microfonul ăsta? Vrei să ajung până la voi? Asta e bun. Sau nu e bun? Zic 2, 10, 2, 10. Nu-i păcat să zâmbești, să știi. Am văzut o mare de zâmbete și am văzut pe unul încruntându-se cu la vorbeam. Vreau să vă vorbesc în această zi, trec abrupt, trec peste faza cu politețurile, că vreau să fim cât se poate de punctual, dacă se poate. Cum ai eu sunt de la Bihor și noi nu prea suntem așa scurți la predică, dar voi încerca să ne încadrăm cât se poate în timp. Deci, la Căsetele, la ora 1. Nu? Bun, Doamne ajută. Cât sunteți de acord să trec 5 minute peste program în sus? Hai să vedem. Oh, 5 minute, 5 minute, 5 minute. Am încă 4 ore. Mulțumesc frumos, Domnul, să vă binecuvântezi. Dincolo de aparențe. S-a dus pandemia... S-au dus măștile. Vin dintr-un oraș unde sunt foarte mulți pocăiți. Și în vremea pandemiei mergeam pe stradă, și de foarte multe ori în jurul meu auzeam pacea Domnului și vedeam doar o față cu o mască. Nu ne mai cunoșteam. Unii reușeau. Aveau darul ăsta de a cunoaște, dincolo de mască, dincolo de aparențe. Eram atât de nu știu cum să zic, cu capul în ori, încât odată când m-am dus la școală să îmi iau fetița, din greșeală am luat al copil. Dar să știți că mă tot uitam să văd dacă e careva cu vreo mască pe aici. Să știți că măștile au rămas. Nu sale albastre, nu sale pe care le purtam exasperați la programele noastre, ci sunt alte măști, dincolo de aparențe. Vechii greci aveau un soi de artă dramatică, teatru. Se numea Teatru Masca, ești în București, un teatru care exact așa se numește. Actorii la teatru de măști se numeau Hipocrito. Vă rog să rețineți, nu pocăi, ci ipocrit. Hipocrito putea să joace mai multe roluri luându-și încă o mască și încă o mască și încă o mască. Era fix același actor. E o mască. E masca asta pe care fiecare dintre noi o avem. Cel puțin una. Cum ești? Bine. Slavă Domnului. Mă iubești? Te iubesc. Cât de mult? La fel de mult cât mă iubești și tu. Cum merge? Cum îți merge? Slavă Domnului! Mai ales noi pocăiții avem și limbajul ăsta pocăiesc la îndemână, cu multe versete. Biblia spune că Dumnezeul cu care noi avem de-a face e un Dumnezeu în fața căruia totul este gol și descoperit. Adică, eu nu văd dincolo de aparențe. Mă întreabă cineva, l-ai văzut pe fratele cutare, Pe fratele care o bătut la tobe? Cum te cheamă? Pe Marcus. L-ai văzut pe Marcus? Și eu zic, da, uite, o stat aici în stânga. L-am văzut. Dar ce dincolo de tricou ăsta? ce dincolo de viața asta? ce dincolo de imaginea asta? E doar unul singur care știe și acesta e Dumnezeu. Și hai să vă spun ceva. În ciuda faptului că Dumnezeu știe ce dincolo de mască, totuși ne iubește. Și asta e taina dragostei lui Dumnezeu. Știți care a fost cel mai șocant lucru? Că aici au un sobor mare de pastori. Cel mai șocant lucru pentru mine ca pastor, acum și eu am ajuns la o vârstă destul de respectabilă, dar la începuturi, cel mai șocant lucru a fost că eu am crezut că toți oamenii sunt foarte pocăiți. Și mai ales ăia care îs așa, în biserică, par foarte pocăiți. Sunt, sunt. Și când ești pastor, începi să-i cunoști. Motiv pentru care, atunci când am început să predic, mă uitam la oameni foarte direct. Acum, mai ales în bisericile pe care le păstorez, de obicei pri privesc mult în sus. Dincolo de aparențe. În urmă cu ani de zile, când am fost la Londra, m-am dus într-o familie în care. Erau 10 sau 11 copii, nu mai rețin, m-am dus să fac o rugăciune pentru o fetiță care era bolnavă de distrofie musculară, nu o voi uita niciodată, pentru că tatăl acestei fetițe avea în mână o poză cu felul în care arăta fetița înainte ca ea să treacă prin boala asta, înainte să se declanșeze această boală în viața ei. E o boală foarte complicată. Fetița era atât de afectată încât toată fața era desfigurată. Mama o ținea în brațe, avea nevoie de asistență, inclusiv respiratorii. Avea un aparat ce o ajuta să respire, pentru că boala asta îți afectează toți mușchii. Și îi erau afectați mușchii faciali și mușchii respiratorii. Respira cu foarte mare greutate, mama o ținea în brațe, arăta îngrozitor și, fiind acolo, m-am gândit că trebuie să fac ce am de făcut și să plec. Tatăl ținea în mână o poză cu fata înainte să se declanșeze boala, arăta ca un înger. Nu știu câți ani avea, avea undeva la șase-șapte ani. Poza era din urmă cu câțiva ani. Eu mi-aduc aminte că îmi spuneam în mine că trebuie să fac slujba aia cât mai repede și să plec, și tatăl se uită la mine și spune, frate, pentru mine chiar dacă în ochii celorlalți nu arată prea bine, pentru mine este cea mai frumoasă. Mi-a rămas în inimă imaginea asta și nu voi uita câte zile voi avea pe pământul acesta. De ce? Pentru că mă gândesc câteodată Dumnezeu așa se uită la chipul desfigurat de păcat al lumii în care noi trăim. Dincolo de aparențe, Dumnezeu care vede dincolo de aparențe, slavă Domnului că nu știu ce gândiți. Dacă ne uităm în Tuitorul Iisus în timp ce predica, știa ce gândeau farisei și cărturarii. Eu dacă aș ști vreodată ce gândesc că ea din fața mea, n-ar putea predica. Nimeni n-ar putea predica vreodată. Dar Domnul Iisus știa ce gândesc. Nu numai că știa ce gândesc, știa ce trăiesc. Pentru că Dumnezeu vede dincolo de aparențe. Și vreau să spun ceva, dragul meu tânăr. Chiar dacă Dumnezeu știe ce ai gândit zilele care au trecut, chiar dacă Dumnezeu știe ce ai făcut, chiar dacă Dumnezeu știe din, ce dincolo de masca asta religioasă și pocăiască și spirituală pe care o pui aici, când ați cântat, apropo, extraordinar de frumos, chiar dacă Dumnezeu știe ce dincolo de mâinile ridicate și de uh, atitudinea asta foarte spirituală și religioasă, adeseori din exterior, în ciuda faptului că Dumnezeu vede dincolo, totuși Dumnezeu ne iubește și asta e taina dragostei lui Dumnezeu. Haideți să vă spun ceva. Știți ce înseamnă om de caracter? Cei dincolo de mască. Asta înseamnă om de caracter. Vechii greci, la Platon găsim o poveste care spune că vechii greci măsurau caracterul unui om prin următorul examen. Și întrebarea era, era următoarea. Dacă ai putea să devii invizibil, care e primul lucru pe care l-ai face? Nu mai că vă mai întreb o dată. Da, nu era o întrebare la care așteptam vreun mint sau ceva. Dar aștept doar o reacție geniosivă, adică să vă pună pe gânduri. Dacă ai putea să devii invizibil, de ce? Adică ai putea să faci lucruri fără să le suporți consecința. Pentru că sunt oameni care trăiesc în legalitate și în ascultare doar de frica consecinței. Dacă ai putea să devii invizibil, care e primul lucru pe care l-ai face? Știu că în vremea când eram profesor de Noul Testament, la un liceu creștin, i-am întrebat pe tinerii de acolo, la prima oră, treaba asta. Și mi-aduc aminte că era un băiat mai grăsuț și mi-a zis că dacă ar deveni invizibil, ar intra într-o alimentară și ar mânca toată ciocolata. Am fost sincer, da. De fapt, ce e caracterul nostru? E ceea ce suntem noi în noi înșine. E ceva ce câteodată nici noi nu vrem să știm despre noi. E o carte celebră scrisă de Oscar Wilde, portretul lui Dorian Gray. Nu știu dacă știți cartea. Câteodată, aparențele sunt frumoase, dar în realitate e ceva dincolo de aparențele acestea. Apostolul Pavel scrie o carte, Cartea 2 Corinteni, și vă recomand să o citiți. Dacă cineva se plictisește la predică, uite, aveți dezlegare din partea mea să citiți Cartea 2 Corinteni. Cred că reușiți să o citiți. Nu chiar în jumătate de oră, dar o bună parte din ea. Ce face Apostolul Pavel în cartea asta? Simplu, își apără caracterul. Pentru că în Biserica din Corint, o biserică în care el a slujit într-un mod esențial, exista o grupare ce spuneau despre Pavel. Pavel acest, acesta una spune și alta face. Adică, aparent, e un om credincios, dar realitate, știm noi cu cine avem de-a face. Și Pavel, când își apără caracterul, scrie în 2 Corinteni, chiar în primul capitol, dacă vă uitați acolo, în versetul 12, mai întâi, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12, zice el. Vorbind cumva așa, e un uh, plural folosit acolo, dar se referă la sine. E un plural de politețe, cum se folosea în vremea aceea. Lauda noastră sau lauda mea este mărturia pe care mi-o dă ce? Cugetul, adică conștiința. Cugetul meu îmi spune că m-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curățenie de inimă date de Dumnezeu. Adică, eu nu sunt așa cum spuneți voi aparent credincios, ci în realitate sunt așa. Și mărturia nu o dau alții, ci o dă propria conștiință și după aceea mai jos, în versetul 18, spune Credincios este Dumnezeu că vorbirea mea față de voi n-a fost cu da și nu, pentru că unii de acolo l-acuzau că o zis că vine în vizită la ei la Corinci, și nu au venit și au zis acest Pavel vorbește într-un mod ușuratic, adică el nu e așa de mare credincios pe cât spuneți voi. Și Pavel nu face altceva decât să-și apere caracterul și le spune celor din Corint în felul următor. Caracterul meu e dovedit de două lucruri. Unu, propria conștiință și doi, Dumnezeu. În rest, povești de muritoare. Unii dintre noi suntem atât de buni actori încât nu să spun, am câștigat premii peste premii. Nu știe nimeni cine ești cu adevărat, în afară de propria conștiință și Dumnezeu. Dar aș îndrăzni să spun, câteodată, nici măcar propria conștiință nu îndrăznește să spună despre tine ceea ce ești cu adevărat și Duhul Sfânt trebuie să-și cerceteze conștiința ca să realizezi ce ești cu adevărat. Sunt unii oameni care trăiesc într-o minciună atât de mare, pentru că mincinosul cel mai bun, și acum sper să nu le dau unora idei, e la care reușește în primul rând să se mintă pe sine. Apropo de dat idei, spun în paranteză aici că se zice că odată un tânăr s-a dus la un pastor să se mărturisească și pastorul întreabă, nu cumva ai furat bani din buzunarul tatălui tău în timp ce dormea? Și tânărul a făcut puțină liniște, zice nu, dar să știți că n-ar fi o idee rea. Acum, eu dacă o să folosesc la un moment dat exemple negative, nu înseamnă că vreau să vă dau idei unora dintre voi. Am închis paranteza. Iosif era un om neprihănit. Ce înseamnă neprihănit? În Biblie, cuvântul neprihănit, în limba greacă, e perfect acum după atâtea programe, niște referințe de greacă, în originalul grecesc, cuvântul e același Folosiți și pentru dreptate, dar neprihănirea este o formă de dreptate nu în fața altora, ci în fața lui Dumnezeu. Adică, ce înseamnă să fii neprihănit? Înseamnă să fii drept în ochii lui Dumnezeu. Și această dreptate a mea în ochii lui Dumnezeu e atestată de propria conștiință, exact cum zice Pavel celor din Corint. Eu stau în fața propriei conștiințe și mă uit în oglinda asta a conștiinței mele, în fața cugetului meu, știu că sunt corect. Voi puteți spune ce vreți. Vedeți, oamenii pot spune despre noi o grămadă de lucruri. Știți ce spune Biblia? Mă uit la voi. Spune Biblia că în vremurile din urmă oamenii vor fi bănuitori, mai ales în ce vă privește pe voi tinerii. Și acum mă încadrez și eu aici, eu vin dintr-o biserică mai tinerească din Oradea și oamenii sunt bănuitori. Se uită la tine și te cataloguează după ce? După freză, după aparențe. A, ah, ăsta sigur. Dacă vede că unul are o mașină mai bună, ăsta sigur o furade. Oamenii analizează după ceea ce izbește privirea. Când Biblia spune că Dumnezeu judecă după inimă, nu înseamnă că Dumnezeu nu se uită la fapte, că întotdeauna ceea ce e în exterior, într-un fel sau altul, reflectă și ce e în interior. Doar că oamenii sunt bănuitori. Când văd oameni tineri botezându-se, aud și în biserică la noi, Dumnezeu ne-a făcut harul să avem aproape în fiecare an, de când există în ca biserică cinci botezuri în, în fiecare an, și am văzut tineri, foarte mulți tineri din lume botezându-se și vin oameni din lume la programe și se uită la botez și zic „a, ăștia, ceva nu-i regulă cu ei. Pentru că oamenii sunt fiecare ca un fel de mic polițist, te analizează și de obicei bănuiește ceva rău. Pentru că judecă după aparențe. Dar Dumnezeu vede dincolo. Și a fi neprihănit, asta înseamnă. Să poți să spui că Apostolul Pavel despre tine, mărturia mea e dată de propria conștiință și mai ales martor îmi este Dumnezeu. Titlul predicii, pentru că m-am lungit, lungit, cu introducerea, dar nu ziceți amin că o iau personal. Titlul predicii este Fii un om de caracter, nu te teme. Mai zic o dată. Fii un om de caracter, nu te teme. Iosif era un om neprihănit. Vreți să repetăm propoziția asta? Că vreți, că nu vreți, acum o repetăm împreună. Hai să repetăm împreună. Iosif era un om neprihănit. Împreună am fost eu cu încă vreo trei. Nu, no, dar ce e cu voi? Suntem la întâlnirea tinerilor sau pensionarilor? Hai că vă mai zic o dată și după aia repetăm împreună. Iosif era un om neprihănit. Hai să repetăm împreună. Iosif era un ah, om Mă, v-ați trezit. No, hai, încă o dată. Iosif era un om Când, când zic neprihănit, am întrebat odată elevii dintr-o clasă pe care, la care predam ce înseamnă neprihănit și mi-au descris așa, un om slab, și mi-au făcut o descriere, zic, mă, ăsta e bolnav, nu e neprihănit. Știu că avem perspectiva asta, sunt cuvinte gen. Un de lemn, neprihănire, fire pământească. Am crescut în Biserica pentecostală și mi-aduc aminte când eram copil, când auzeam cuvinte de genul ăsta, de exemplu, tot mă gândeam fire pământească. L-am întrebat odată pe bunicul ce e firea pământească. Un fel de fir îngropat pe pământ și după aia mi-am dat seama că e un fel de împământare, într-adevăr. E înclinația asta nativă cu care ne naștem înspre păcat. Apropo de predicatori teologi, când am văzut la noi în sat... Era un sat aproape de munte, prima dată un predicator teolog care a vorbit despre transcendența lui Dumnezeu. Exact, transcendența. Eu la final m-am dus și am întrebat, frate, ce înseamnă transcendența? Și omul mi-a dat un răspuns, mi-a zis, transcendența e opusul imanenței. Nu uit asta pentru că eram pasionat de filozofie și îmi plăceau cuvintele astea mari și am zis, acum e mai clar. Știu că unii dintre voi când auziți cuvinte de gen, de genul ăsta, transcendență, imanență, fire pământească, intrați pe pilot automat, neprihănire. V-am spus, neprihănit asta înseamnă să fii de caracter. E ceea ce ești tu, dincolo de mască, dincolo de aparențe, dincolo de zâmbetul ăsta pe care îl pui aici, dincolo de fața asta religioasă, dincolo de lucrurile pe care le spui părinților tăi, dincolo de ceea ce știe vecinul din stânga și din dreapta despre tine, dincolo de ceea ce știi chiar tu, ceea ce știe propria conștiință, ceea ce ești în adâncul ființei tale, omul din întuneric. Dar vreau să spun ceva. Ai curajul să fii un om de caracter. Titlul predicii este acesta. Iosif e un om de caracter din multe puncte de vedere. Îmi place de el, așa cum v-am spus, era tânăr. Ce interesant legat de Iosif e că, stimate domnișoare, surori dragi, în toată Biblia Iosif nu spune niciun cuvânt. Niciun cuvânt. E bărbatul ideal. Dacă vă uitați, în primele două capitole Dumnezeu îi vorbește de trei ori și de fiecare dată o face în somn. M-am gândit de ce. Pentru că era preocupat, probabil, în timpul zilei. Omul muncea, era muncitor. Biblia ne spune despre el că e templar. dar în textul acesta, dacă vă uitați în originalul grecesc, cuvântul folosit pentru un tâmplar e tecton. Acum nu știu dacă am pus bine accentul sau nu, că mi se întâmplă în ultima vreme că mă întâlnesc cu frați care vin din Grecia, nu de mult am fost la Dumbrăveni și erau niște frați veniți din Grecia și mi-au zis că am pus accentul greșit, greșit, în limba greacă. Mă iertați, poate n-am pus bine, dar nu contează. Tecton de la care avem plăci tectonice. Dar haideți să vă spun ceva. Știți ce însemna asta? Însemna că Iosif nu era chiar un întâmplar în sensul clasic al cuvântului. Aceia dintre voi care ați vizitat Israelul sau dacă n-ați fost voi cu Google Earth, ați fost pe acolo, Ați văzut că nu sunt multe păduri acolo. Tâmplar nu însemna ceea ce înseamnă pentru noi astăzi. Cuvântul tecton se poate traduce și cu cioplitor. Vă dați seama ce mobilă de calitate făcea Că de multe ori mobila pe care el o făcea nu era din lemn, pentru că nu erau prea multe lemne și prea multe păduri acolo, cum nu mai rămas nici la noi așa multe, ci era de foarte multe ori rezultatul cioplirii în piatră. Aia era măsuță rezistentă. Gândiți-vă că omul ăsta era muncitor de dimineața până seara muncește. Câteodată suntem așa de ocupați încât trebuie Dumnezeu să ne vorbească în somn. Ești la biserică, uite, mă uit la tine astăzi, ești aici, ai trecut printr-o grămadă de programe, dar gândul tău și acum în altă parte. Ești fie pe telefon, fie cu mintea în altă parte, fie te gândești la altul sau la altcineva. Și câteodată trebuie ca Dumnezeu să-ți vorbească în mod miraculos. E adevărat că cele mai multe vise pe care noi le avem nu sunt de la Domnul, sunt din mulțimea gândurilor. De asta, câteodată, nu vă -s străduiți să interpretați, mă, dar ce însemna că a fost o apă? Poate o plouat afară, sau ai văzut de curând o apă, sau nu știu ce. Nu luați toate detaliile. Cele mai multe vise pe care le avem nu sunt de la Dumnezeu, dar câteodată, când ești atât de ocupat, Dumnezeu trebuie să-ți vorbească în mod supranatural, nu neapărat în somn, dar Dumnezeu găsește modalitatea de a-ți vorbi într-un mod supranatural. ce îmi place de Iosif e că de fiecare dată când Dumnezeu îi zice să facă ceva, și ce face Iosif la final? Execută asta înseamnă să fii un om neprihănit. Să trăiești în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Dar chiar dacă lucrul ăsta nu e în avantajul tău, gândiți-vă că Dumnezeu îi spune, ia copilul și du-te cu el în Egipt. După aceea, Dumnezeu îi spune, când în sfârșit în Egipt, unii spun că a stat trei ani în Egipt, alți teologi spun că a stat mai mult, nu vreau să intrăm în dispute de felul acesta, dar gândiți-vă că după ce în sfârșit își găsește o clientelă în Egipt, Dumnezeu îi spune, acum aduc copilul înapoi. Dar știți ce face Iosif? De fiecare dată ascultă de Domnul. Asta înseamnă să fii un om de caracter, să trăiești în ascultare de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă lucrul ăsta nu te face nici cel mai popular la școală, când toți colegii tăi copiază, tu să ai puterea și curajul să nu copiezi, când e la modă să folosești tot câte un cuvânt... Nu tocmai așa cum ar trebui să fie și așa cum o fac toți ceilalți, tu să ai puterea să binecuvântezi. Când ceilalți blestemă și înjură, tu să ai puterea să binecuvântezi. Când toți aleg să trăiască în imoralitate, tu să ai puterea și curajul să duci o viață curată și sfântă înainte lui Dumnezeu. Când e presiunea asta atât de mare a grupului, pentru că hai să fim realiști, instinctul de turmă funcționează, mai ales la noi la oameni. Și când toți colegii tăi zic, bă, da, ce, tu nu poți să fumezi, bă, da, tu nu poți să vii cu noi acolo la club, bă, da, tu nu poți să faci exact la fel ce facem și noi. Să ai curajul să fii diferit. Asta înseamnă să fii un om de caracter. Doamne, ajută-ne la asta. Amen. Să trăiești în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă asta nu te face cel mai popular din clasă. Să, să ai curajul să execuți. Asta îmi place la Iosif. El nu stă mult la discuții, pentru că în toată Biblia Iosif nu îl găsim înregistrat să rostească un singur cuvânt. Omul de caracter e omul care care tace și face ce spune Dumnezeu. Chiar dacă e greu. Câteodată e greu. Nu uh, e clar că nu o să termin la timp. n -a zis a mine acum, dar n-am ce face cu voi. Odată un tânăr a venit la mine și mi-a zis, după ce s-a pocăit, era la un liceu industrial și mi-a zis așa, frate, zice, am o problemă cu unul dintre colegii mei. Colegul ăsta, în fiecare pauză mare, mă umilește, face comedie pe seama mea, toți ceilalți colegi se strâng în jurul meu și aplaudă. Pentru că m-am pocăit, eu nu pot să zic nimic, nu pot să fac nimic. Și am zis, mai a fi pocăit nu înseamnă să nu te aperi. Câteodată trebuie să ai curajul să te aperi. Câteodată trebuie să taci. Dar la un moment dat, exasperat, vine la mine foarte simpatic și zice, frate, dacă îi dau una și după aia mă rog, mai iartă Dumnezeu, mai la Dumnezeu nu merge ca și la catolici cu indulgențele. Adică anticip cumva ce păcat o să fac, cumpăr înainte niște foi pe care scrie ești iertat de păcatul ăsta și ai rezolvat problema. Nu, pocăința asta nu-i pocăința asta, e șmecherie. Zice, frate, dar atunci ce trebuie să fac? Ca a fi pocăit nu înseamnă să fii bleg. Unii confundă blând cu bleg. Nu, nu, nu. Nu, a fi pocăit înseamnă să știi să-ți aperi drepturile, dar să știi să o faci exact cum, cum spune Scriptura. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Păi oaia cu lupul nu se poate pune la bătaie, că nu are nicio șansă. Dar zicea fratele Wurbrand că oaia trebuie să aibă o, un soi de jmecherie duhovnicească ca să reușească. Și, adică trebuie să fie mai deșteaptă. Și, I-am zis, auzi, hai să ne rugăm să vedem cine călăuzește Domnul. Că știți că în Biblie zice așa. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, Altă dată zice, răspunde-i. Asta ce înseamnă? Trebuie este te lași călăuzit. I-am rugat și în scurtă vreme, Dumnezeu mi-a pus un gând și i-am zis, taci. Dumnezeu zice să taci. Zice, frate, e sigur că e de la Domnul. Zic sigur, taci. Și o tăcut, nu știu câte luni de zile, și după câteva luni de zile au venit la mine și mi-au zis, frate, s-a întâmplat o minune, băiatul ăla, dintr-o dată, subit, neașteptat, o încetat și după câteva zile în care nu mai spus nimic, în pauza mare, când s a apropiat de mine și când ceilalți colegi s-au apropiat și ei, cu gândul că o să fie din nou comedie și o să râdă împreună de mine, omul ăla a venit cu toată seriozitatea la mine și mi-a zis așa, am o problemă de sănătate, te rog frumos să te rogi pentru mine. Eu nu cred că există Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu ascultă pe cineva, dacă cumva Dumnezeu există, teoretic, ipotetic, vorbind, și dacă Dumnezeu ăsta care, în care eu nu cred, cumva există, ascultă pe cineva, eu cred că pe tine te ascultă. Și atunci, fă o rugăciune pentru mine. Și, și a zis, bă, ce ai făcut? Și a fost așa de simpatic, zice, m-am dus la loc, aveam o Biblie, un nou testament în geantă, m-am dus la catedră și am făcut ce faceți dumneavoastră, zice, la biserică. Am zis, toată lumea în picioare, citim cuvântul Domnului. <laughs> și s-a făcut și din Iacov, textul ăla care se citește de obicei când e cineva bolnav. Deci omul știa, chiar dacă era de puțină vreme pocăit. Și mi-a zis, s-a făcut o liniște în clasă, cum nu a fost niciodată. Era un liceu industrial, zice, la noi și la matematică era gălăgie. Dar în pauza aia, a fost o liniște și am simțit prezența lui Dumnezeu în clasă, cum n-am simțit-o niciodată. Fii un om de caracter, ai curajul să fii un om de caracter. Iosif are curajul să fie de caracter, cu toate că Trăia trei frici despre care vreau să vă vorbesc subcint în partea aplicativă a textului, a, predicării mele. Sunt trei frici: frica de părerea oamenilor, frica de puterea banului și frica legată de absența lui Dumnezeu sau de prezența lui Dumnezeu. Fii un om de caracter, nu te teme. Unu, nu te teme de părerea oamenilor. Doi, nu te teme, nu totul stă în puterea banului. Și trei, nu te teme, Dumnezeu este cu tine. Amen. Pentru că frica lui Iosif se lega, de, așa cum v-am zis, de, de prezența lui Dumnezeu. În ce sens? Când el își pune problema asta, să încep viața de căznicie cu o sarcină înainte, înainte de cununia religioasă, în ciuda faptului că o iubea pe Maria, există în el gândul ăsta. Oare căznicia mea va fi binecuvântată după aceea? Și pentru că avea gândul ăsta, dorința lui era asta. Vreau ca Dumnezeu să fie cu mine. De-aia îngerul îi spune, adu aminte că ce se întâmplă cu Maria în momentul de față este lucrarea Duhului Sfânt pe de-o parte, ce s-a zămizlit în ea, este cu adevărat de la Duhul Sfânt. Deci Maria, nu te înșală, nu e doar o vorbă inventată de ea, e ceva că se poate de real pe de o parte, pe de altă parte e împlinirea prorociei pe care o, o face Isaia, pe care, cuvântul lui profetic rostit de Isaia când spune Iată, Fecioara va rămâne însărcinată și va pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Altfel spus, Dumnezeu îi spune, îngerul din partea lui Dumnezeu îi spune lui Iosif Nu te teme, eu sunt cu tine. Dacă o vei lua pe Maria la tine, nu înseamnă că eu te-am părăsit, ci din potrivă, eu voi fi cu tine. Și, și ăsta e mesajul lui Dumnezeu pentru noi în această zi. Ai curajul dincolo de aparențe să trăiești în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, să fii exact din categoria asta de oameni care tace și face. Să nu -ți fie frică de oameni, să nu -ți fie frică de puterea banului și să nu -ți fie frică: Dumnezeu este cu tine. Și asta contează. Mai întâi, frica de părerea oamenilor. Biblia spune. Uh aici în textul de față că Iosif era un om neprihănit și știți ce înseamnă asta? Că și Iosif știa că e un om neprihănit. Și acum haideți să vă spun ceva. În, în situația în care Iosif se afla, când află că cea care era, așa cum v-am zis, soția lui, din punct de vedere legal, chiar dacă nu trecuse de a doua etapă a căsătoriei, el avea trei variante de acțiune. Unu, să se ducă la fruntașul sinagogii, un fel de pastor din vremea aceea și să-i spună situația, să-i zică copilul care urmează să se nască, nu-i copilul meu. Conform Vechiului Testament, atunci Maria ar fi trebuit omorâtă cu pietre. Dar în vremea aceea, lapidarea sau omorârea cu pietre nu se practica chiar așa pe scară largă, chiar dacă mai există excepții, pentru că dreptul roman prevala, dreptul de viață și moarte era de dat de romani. Deci, asta era prima variantă. A doua variantă era să meargă să ia doi martori, să se ducă în mod personal la familia Mariei, să-i spună că căsnicia asta începând de astăzi, printr-o carte de despărțire oficial, este încheiată prin divorț. A treia variantă era să tacă și să-și asume copilul. ce cere Dumnezeu? Care dintre ele? Cea de-a treia. Dintre toate trei, care credeți voi că era cea mai grea? A treia. De ce? Că Iosif era un om neprihănit. Și ce însemna să-și asume un copil înainte de cununia religioasă? Însemna să fie exclus din sinagogă. Știi ce însemna în vremea aia să fie exclus din sinagogă? Nimeni nu mai stă de vorbă cu tine. Clienții, nu mai e niciun client. Într-un sat ca Nazaret, care era un sat foarte mic, vă dați seama, era un adevărat scandal. Astăzi, ca pastor, dacă îi spui unuia că îl pui sub disciplină, îți râde în față. Zice, păi, dar mai sunt în ora de -a de biserici. Oricum nu-l afectează cu nimic. În vremea aceea, să fii pus sub disciplină sau pus deoparte, însemna că toată comunitatea te exclude. Nici părinții tăi nu te mai salută. Însemna excludere totală. Vă dați seama ce-și asumă Iosif? ce cere Dumnezeu? Dumnezeu îi spune, ia întotdeauna partea asta mai grea. Că vreau să vă spun ceva, să fii un om de caracter nu ușor. Mi-a zis odată unul care a să se boteze la noi, zice, domnul pastor, nu se poate varianta aia mai ușoară. Că noi întotdeauna căutăm, dar nu s-ar putea să facem acum asta. A, așa, că noi și în România avem mentalitatea asta. Rezolvăm cumva între noi. Nu, Dumnezeu își cere întotdeauna lucru nu știu cum sunteți voi, mie pocăința nu mi se pare grea, mi se pare imposibilă. Când mai vine câte unul și zice, domnul pastor, eu nu pot să mă pocăiesc, felicitări, nicio. Niciun om nu poate prin forțele lui. Unii oameni așteaptă ca pastor să vii să le spui, tu poți prin forțele tale, eu nu sunt vorbitor motivațional. N-am venit să mă uit la voi să vă spun, sunteți frumoși, sunteți deștepți, prin urmare veți reuși. Nu. Din potrivă, am venit să vă spun exact ce face Dumnezeu cu Ieremia. Când vine Ieremia și spune lui Dumnezeu, Doamne, sunt doar un copil, ce zice Dumnezeu? Nu, ești matur și le rezolvi. Nu, Domnul zice, ești doar un copil, dar eu sunt cu tine. A fi pocăit înseamnă, a fi un om de caracter, înseamnă să-ți asumi ascultarea de Dumnezeu, chiar dacă lucrul ăsta nu e ușor. Pocăința nu e ușoară, e, e imposibilă pentru puterile noastre. De-aia Biblia o numește în Galaten, capitolul 5. Știți cum o numește? Toată pocăința. Roada Duhului Sfânt. Așa zice acolo. De la bucurie, la pace, la înfrânarea poftelor. Zice, eu nu mă pot bucura, sunt tot timpul trist. Nu pot să am pace și liniște. Nu, pot să îmi pun stăpânire pe pofte. Păi n-ai cum. Biblia spune că toate aceste lucruri sunt lucrarea lui Dumnezeu în noi, pentru că pocăința pentru noi este imposibilă. Și întotdeauna Dumnezeu ne cere lucrul cel mai greu, adică zice, nu zice iubește, să, câteodată e greu să iubești și poște din familie. Nu ziceți amin, dar așa e. Dar gândiți-vă că Biblia ne cere să iubim și pe vrăjmași. Nu știu cât de mult vă iubiți voi vrăjmașii. Dar asta nu stă în puterea noastră, doar Duhul Sfânt e cel care ne poate da puterea asta. Slăviți să fie Domnul! Și vreau să vă spun în această zi, vă spun așa, fiți de caracter. Nu vă temeți de ce vor spune oamenii. Când îți asumi, când spui, de astăzi încolo mă pocăiesc, de astăzi încolo fac lucrul acesta, nu te gândi la ce vor spune ceilalți oameni. Dacă ești un om de caracter, nu te gândești la asta. Una dintre marile probleme ale tinerilor este o regăsesc în Roman, capitolul 12, versetul 3, unde spune Biblia să aveți păreri cumpătate despre voi. Și ce înseamnă asta? Nici prea prea, nici foarte, foarte. Problema noastră e că ne raportăm tot timpul la ceilalți și părerea noastră despre noi e în funcție de ce spun ceilalți. Și atunci ne lovește fie un complex de inferioritate, fie un complex de superioritate. Dovada că ne raportăm întotdeauna la ceilalți e dată de, uite, cercetătorii britanici, celebrii cercetători britanici care câteodată cercetează lucruri fără rost, spun, eu am citit acum, nu știu dacă e literă de lege ce vă spun acum, că cea mai mare frică este frica de vorbit în public. A doua e frica de moarte. Conform cercetătorilor britanici, așadar, e mai mare frică să vorbești la un mormântare decât să fii chiar mortul la mormântare. Eu am văzut o asta ca pastor, am pus oameni foarte inteligenți să vorbească în public, oameni cu facultăți, profesori universitari, domne, se ridicau la 3-4 oameni, nu mai ziceai, mă, dar ăsta a terminat liceul. De ce credeți voi că e atât de mare frica de vorbit în public? Uite, eu dacă aș veni acum și m-aș apropia cu microfonul de voi, vă garantez că dintr-o dată vi se schimbă atitudinea și dacă mă apropiu și zic, zic ceva, dintr-o dată să vezi, se schimbă. De ce? Pentru că ne raportăm întotdeauna, părerea noastră se raportează întotdeauna la ceilalți. Și ce o să zică mă, despre mine vecinii, ce o să zică ceilalți. Și părerea noastră despre noi, câteodată, e în funcție de ce spun alții, de ce spun părinții, de ce spun colegii, de ce spun profesorii, de ce spun ceilalți oameni. Și atunci, în funcție de ce spun ceilalți, suntem fie complexați, fie suntem prea mândri. Și nu avem niciodată, cum să vă spun eu, echilibru ăsta interior. Când ești un om de caracter, nu te raportezi în primul rând la ce vor spune ceilalți. Ci omul de caracter se raportează în primul rând la ce spune Dumnezeu. Eu vă mărturisesc că ani de zile, ca predicator evanghelist, am trăit sub tirania oamenilor. Adică, întotdeauna mă gândeam, mă, acum trebuie să zic asta. Nu trebuie să... Când am fost prima dată la voi, mi-a zis că am fost prima dată la prima întâlnire, acum 20 de ani, mi-a zis. Deci, aproximativ, mi-e frică să zic treaba asta. Aia a fost prima întâlnire de tinere de felul ăsta. Deci, ori trecut deja mulți ani de când predic, și mi-aduc aminte că atunci când uh, primele des, când vă uitați unii așa, nu, oh, am mulți 20 de ani, o trecut o leacă de vreme, o lecuță de vreme. Acum vă spun ceva. Când am început să predic, adeseori mă uitam la oameni și când vedeam că se schimbă unul la față. Deci nu, no, bă, ceva n-am zis bine, ceva nu a fost. Acum când văd că unul se schimbă la față, zic, slavă Domnului, l-am tulburat măcar. Pentru mine, cea mai fără folos predică e aia la care îi văd pe toți stând așa, nepăsători. Opusul iubirii nu-i nu ura, îi nepăsarea. Cum a fost? Hmm. Nu contează ce vor spune oamenii. Oamenii oricum te vor judeca greșit. Dar e cineva care vede ce e aici. Și acesta e Dumnezeu. Postul spune că apostolul Pavel, martor îmi este Dumnezeu, că m-am comportat cu sfințenie și curățenie de inimă, dincolo de ceea ce vor vedea oamenii când izbește privirea. Că oamenii se uită numai la ceea ce pot vedea ei, dar Dumnezeu se uită dincolo de aparențe. De aceea vreau să spun în această zi, fii la fel ca Iosif, un om de caracter. Nu te teme de ce vor spune oamenii. Contează ce spune Dumnezeu. Al, treilea, al doilea lucru. V-am spus că e partea aplicativă și mai am încă două lucruri. Frica de puterea banului. Mi s-a lăudat odată un tânăr, zice, m-am dus la magazin, și vânzătoarea mi-a dat, zice, rest cu uh, 3 lei mai mult. Și ce ai făcut? Zice, m-am întors, că spocăit și am dat ea 3 lei. Am zis, bravo, dar dacă era 100 de lei, zice, mă mai gândeam. Nu înseamnă că nu ești pocăit. Că dacă pocăința ta e în funcție de, de bani, înseamnă că ești doar șmecher și destul de ieftin dacă numai la trei lei. Când Domnul îi spune printr-un înger lui Iosif, Iosife, fii atent, se va naște în familia ta Mesia. Cred că sufletul lui a fost lovit de o frică, eu sunt simplu tâmplar, cioplitor în piatră. Cum o să mă îngrijez eu de Mesia? Acum mai au părinți, unii părinți, prunci pe care iubesc așa de mult, și zic, prințul meu, prințesa mea, dar acum, în familia lui Iosif, urma să se nască Fiul lui Dumnezeu. Și află că e Mesia. Și el era un simplu templar, Fiul tâmplarului. Cum să mă îngrijesc eu de Fiul lui Dumnezeu? Nu știu cât de sărac era Iosif sau de bogat. Nu, nu cred că era foarte bogat, nici cred că foarte sărac. Drept dovadă, când se duce la uh, Betleem, se duce direct în casa de poposire, nu cere gratis, cum spun unii, nu bate din poartă în poartă, cum ne spun colindele. Se duce direct la hotel, avea banii, dar e refuzat. Vreau să vă spun aici o idee. Când Dumnezeu închide ușa hanului, deschide ușa grajdului, pentru ca acel copil care s-a născut să poată fi colindat de, de ciobani, de păstori, de magi. Și cerul și pământul să poată să spună slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ce vreau să vă spun cu asta e că al nostru caracter nu e în funcție de cât câștigăm. Și dacă aparent, la un moment dat, Dumnezeu îngăduie să se închidă o ușă și ai pierdut un job și ai pierdut un, nu știu, ai pierdut la un moment dat o oportunitate și ai zis, băi, dacă intram la școala aia, ce bine era, și totuși Dumnezeu când îngăduie să se închidă o ușă, deschide o altă ușă și ușa pe care Dumnezeu o deschide s-ar putea să ți se pară că nu e la fel de rentabilă din punct de vedere financiar. Să nu-ți pare rău că dacă ai rămas credincios lui Dumnezeu, dacă ai rămas fidel propriului caracter, dacă ai zis nu mă compromit eu vreau să rămân mai departe credincios în ascultare de Dumnezeu, să nu-ți pare rău dacă s-a închis ușa hanului și Dumnezeu a deschis ușa grajdului și ți se pare că oportunitatea pe care acum Dumnezeu se oferă nu-i la înălțimea celei pe care ai pierdut-o anterior, că ai fost fidel lui Dumnezeu. Am un, un prieten care a devenit foarte înstărit, era foarte tânăr când a plecat de acasă dintr-o familie extrem de săracă, a plecat din țară și mi-a spus că a ajuns să se pocăiască când s-a reîntors în România și afacerea lui a crescut și mai mult, când subit s-a îmbolnăvit și avea nevoie de transplant de rinichi. Și el a crezut că rezolvă problema, acum se rezolvă în România. Se duce și plătește. Și s-a dus la doctorul cu care avea de face și a zis, uitați, plătesc atâta. Și eu l a să la el și a zis, nu, aici nu merge cu bani. Și a zis că am încercat pe toate căile, cu toate cunoștințele. Și mă roveam de același om, incoruptibil, care era acolo, responsabil cu lista pentru cei care trebuiau să primească transplantul de rinichi, eu spus, domne, dumneata ești pus pe listă, vom respecta exact termenii care trebuie să respectați. Și ăsta zice, îmi zice mie, zice, aveam bani să cumpăr patru rinichi. Aveam bani să dau la toți doctorii. Și cu toți banii mi-am dat seama că nu pot face nimic. Pentru că ascultă-mă bine, când, 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 nu ești de caracter și crezi cumva că puterea banului rezolvă lucrurile, știi ce face? Te lasă Dumnezeu cu bani în buzunar și flămând. În situația în care să spui, aș putea să rezolv situația asta, am bani, dar nu o pot rezolva. De ce? Pentru că nu depinde bani, ci depinde puterea lui Dumnezeu. Îngăduie Dumnezeu să înțelegi, dragul meu tânăr, pentru că știu că unii dintre voi sunteți la început în viață și aveți senzația că dacă ați avea bani, ați rezolva o grămadă de lucruri și unii vă gândiți că dacă v-ați născut într-o altă familie, mai bogată, și ați fi avut mai multe oportunități și vă trimiteau părinții la nu știu ce universitate, ați fi ajuns mai sus în viață. Ascultați-mă bine, dragii mei, ascultați-mă în această zi. Lucrurile nu depind în primul rând de puterea banului și nici de puterea relațiilor, ci depind în primul rând de puterea lui Dumnezeu. Și când ești în ascultare sau trăiești în ascultare de Dumnezeu și ți se pare că din cauza asta ți se închid oportunitățile, în realitate Dumnezeu îți deschide oportunități pe care tu nu le vezi și nu le înțelegi. Și prietenul acesta al meu ajunge în spital și lângă el, lângă patul lui, un pocăit care predică. N-avea ce face. Zice, în mod normal, nu l-aș fi ascultat, dar n-aveam ce face. Eram pat lângă pat și nu puteam fugi. Și începe să-mi vorbească despre Isus Hristos și acolo se de situația în care mă aflam, am început să-l ascult și am simțit prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a schimbat viața și așa m-am pocăit. Uitați cum Dumnezeu când închide o ușă, tot Dumnezeu e cel care deschide, slăvit să fie numele Lui. Și câteodată cu toți banii nu poți cumpăra nimic. Tot el mi-a povestit și mă apropiu de sfârșit, pianistul, mă să ajuta așa numai? Ca să-mi aduc aminte eu că termin. Omul ăsta mi-a zis că o vrut să o facă pe maica, mama, maica, așa îi zicea el, fericită, bucuroasă. Și am ajuns cu bani și am zis, mamă, ce vrei să-ți cumpăr? Uite, îți fac o baie, pun gresie, faianță, nu întrebă, gresie, faianță, nu întrebă. Hai să-ți cumpăr ceva. Orice voiam să-i cumpăr, îmi zice el, nimic, 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 nimic. Îmi zicea doar așa, vreau să vii acasă și ești cea mai fericită dacă vii acasă. Și odată de ziua mamei, îmi zice el, am rezervat cel mai tare restaurant din oraș de la noi și am uh, vorbit cu chelnerii și am dus-o pe mama acolo și i-am dat mamei lista cu mâncare și am zis, mama, alegeți ce vrei. Și s-a să zice mama, pe listă și când a văzut ce prețuri mama s-a uitat la prețuri. Și a zis, vreau felul ăsta cu 30 de lei. Știți, câteodată unii dintre noi avem iluzia asta și mai ales unii dintre voi sunteți la vârsta la care credeți că puterea banului mișcă lumea. Ne uităm la ce s-a întâmplat în Ucraina, ne uităm la ce se întâmplă astăzi în Uniunea Europeană, ne uităm la ce se întâmplă în Israel și avem senzația că lucrurile sunt mișcate, fie de la Washington. Uitați-vă cine conduce la Washington. Când te uiți, te ții de cap. Te uiți la Moscova, un alt fel de nebunie. Te uiți în stânga și în dreapta, te uiți la Bruxelles, alt gen de... Nici nu știu cum să găsesc cel mai elegant cuvânt. Zice Andrei Pleșu, filozoful român, fiind ministru de externe, zice, cunoscând liderii lumii, am ajuns la concluzia că una din dovezile clare că există Dumnezeu e că în ciuda faptului că avem lideri atât de slabi și proști, totuși lumea funcționează. Te miri că nu a explodat până acum. S-ar putea să credeți, unii dintre voi, că lumea asta e mișcată de Vladimir Putin, că e mișcată de Washington, că e mișcată de nu știu ce. Ba, la noi la pocăiți mai e și chestia asta cu teoriile conspirației. Un grup restrâns de iluminați care. Știți și arată asta. Ideea greșită că noi oamenii mișcăm lucrurile. Nu. Biblia spune. Din Vesnicie, in Vesnicie, du hier ist du, Messeo. Aparent lucrurile se mișcă pe care politică, aparent lucrurile sunt mișcate de puterea banului. O, oh, companiile mari, companiile farmaceutice, au pe mei cu vaccinul, fără vaccin, au pe el, zic că nu știu ce. Ăia cu arme, ăia fără arme, ascultați-mă bine, nu conduce lumea nici, nu conduc nici masoni, nici iluminati, nici un grup de oameni restrânși care stau și ei mișcă lumea, nu. În spatele tuturor lucrurilor e cineva care are ultimul cuvânt și acesta este Dumnezeu. Nu puterea banului mișcă lumea asta, ci unul singur care are ultimul cuvânt, oricât de bine pregătit ai fi și vreau să te încurajez să faci cât mai multă școală, oricât de multe relații ai avea, oricât de tare ai fi, oricât de frumos ai fi, oricât de frumoasă ai fi, vreau să spun în această zi, fii un om de caracter, pentru că nu puterea politică și nu puterea banului îți aduce oportunități în viață, ci cel care îți poate aduce cele mai bune oportunități și pentru sufletul tău, și pentru viața ta, și pentru căsnicia ta, este unul singur și acesta este Dumnezeu. Fii un om de caracter, nu te teme. În al treilea rând, a treia, treia frică era frica de absența lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune lui Iosif nu te teme, eu sunt cu tine dovada că eu sunt cu tine e că ce s-a zămizuit în Maria e de la Duhul Sfânt și dovada e că ceea ce se împlinește acum e ceea ce Dumnezeu a spus, ceea ce s-a spus în trecut în, în, în prorocii sunt două dovezi că Dumnezeu e cu noi unu Duhul lui Dumnezeu care lucrează în noi și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te întrebi, e Dumnezeu prezent în viața mea? Că avem întrebări din astea existențiale, unii dintre voi. Îi Dumnezeu cu mine? Sunt două semne. Unu, Duhul lui Dumnezeu care zămizlește în tine sau lucrează în tine o transformare lăuntrică. Și doi, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că spune îngerul lui Iosif, îi zice ceea ce se întâmplă acum, e împlinirea a ceea ce Dumnezeu a spus prin prorocul Isaia. Adică, dacă în viața ta se împlinește cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează în viața ta, înseamnă că Dumnezeu e prezent acolo. Și vreau să-ți mai spun ceva, dacă Dumnezeu e prezent acolo, nu te teme. A Aș vrea să fac o rugăciune apreciez amabilitatea voastră, cei mai mulți dintre voi ați fost pe parcursul întregii predici foarte atenți, acum e imposibil să fie cineva chiar 100% atent pe toată parcursul predicii dar voi sunteți extraordinari, vă mai așteaptă încă o sesiune și mai lungă. Doamne ajută! Da, vedeți că n-am trecut decât cu șapte minute, deci am fost băia bun cu voi de data asta. Aș vrea însă la sfârșitul predicii să fac o rugăciune. Și am să vă cer să stați împreună cu mine în picioare, Acum să văd dacă doarme cineva. Și aș vrea acolo unde sunteți să stați cu ochii închiși. Vreau să rămânem cu ochii închiși. Aș vrea să rostesc cu voce tare o rugăciune. Dar înainte de a rosti rugăciunea asta, aș vrea ca Iosif să te gândești. Spune Biblia că Iosif se gândea să o lasă pe Maria pe ascuns. Se gândea să o lase pe ascuns pentru că o iubea. Pe de altă parte, era frică de ce vor spune oamenii. Și alege frica de oameni. E tentat să leagă frica de oameni mai mult decât ceea ce iubește. Aș vrea în momentele care vor urmează, urmează acum, acolo, în adâncul ființei tale, să te întrebi, Doamne, eu cum sunt înaintea ta? Trăiesc guvernat de ce vor spune ceilalți? viața mea în funcție de ce spun prietenii mei? Sau în modul cel mai real în pasă, în primul rând, că te iubesc pe tine? A fi pocăit înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu și să alegi mai degrabă dragostea lui Dumnezeu, indiferent de ce vor spune oamenii. Să nu te gândești niciodată să fugi de dragostea asta lui Dumnezeu cu gândul la ce vor spune oamenii. Cu gândul la faptul că vei fi exclus din rândul prietenilor tăi care de astăzi încolo te vor socoti un ciudat. Ai curajul să alegi dragostea ta pentru Dumnezeu. Nu sacrifica iubirea pentru Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu. Nu, nu sacrifica dragostea pentru biserică pe care au pus-o părinții în inima ta doar de frica faptului că vor spune colegii tăi despre tine chestii sau că vor spune alții lucruri despre tine. Nu te gândi sau nu străi viața guvernată de ce vor spune oamenii. Gândește-te în primul rând la ce spune Dumnezeu. Aș vrea în timp ce stăm așa cu ochii închiși să vă gândiți. Poți spune despre tine martor îmi este Dumnezeu și propria conștiință că am trăit în ascultare de cuvântul Lui? Dacă nu poți să spui asta, în această dimineață își cer să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Să vii să recunoști înaintea Domnului că ai falimentat și să-i spui, Doamne Dumnezeule, vreau în această zi să te aleg pe tine. Și dacă vrei să mă rog pentru tine, ai curajul să stai cu mâna ridicată sus, voi rosti cu voce tare rugăciunea asta. Și Dumnezeu să lucreze la, la, la nivelul Sufletului tău. Ai curajul să stai cu mâna ridicată. Nu-i treaba nimănui. Nu-i treaba nimănui că tu ridici mâna. Ceea ce contează e că te vede Dumnezeu. Și vreau să spun ceva, în ciuda faptului că Dumnezeu știe masca și știe ce dincolo de masca asta, totuși Dumnezeu te iubește și o îngăduit să vii în, sea, în, în, după masa asta, în ziua asta aici și Dumnezeu să-ți vorbească și să spună că te, iubească, că te, iubește și că poți să fii un om de caracter. Nu-ți fie frică să te pocăiești. Nu-ți fie frică să spui de astăzi încolo vreau să fiu un om de caracter. Nu-ți fie frică să-i spui lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, le iartă-mă că am compromis ascultarea de tine de multe ori și am ales mai degrabă frica de oameni decât dragostea pentru tine. Spune lui Dumnezeu asta, Doamne Dumnezeule, nu te-am ales întotdeauna, dar în această zi vreau să spun că mă dedic în totalitate ție. Doamne, uită-te la mâinile care se ridică, sunt atâtea mâini care se ridică în biserică, dar mai ales, Doamne, uită-te la ochii care varsă lacrimi și la inimile care îngenunchează înaintea Ta. Uită-te, Doamne, la tinerii care ies din întunericul vieții lor spre Tine și spun, Doamne, ai milă de mine, iartă-ne, Doamne, că ne trăim viața guvernată de frica de oameni, iartă-ne că ne pasă prea mult de ce vor spune ceilalți, indiferent cine sunt ceilalți, dar prea puțin ne pasă de ceea ce contează cu adevărat, de ceea ce vei spune Tu, Doamne. Tu ești Tatăl nostru iubit care, care ne iubește, astăzi simțim că ne iubește în mod necondiționat, dar te rugăm, Doamne, ajută-ne să ne pocăim astăzi câtă vreme. Ești cel care iartă și îți schimbă. Nu vrem, Doamne Dumnezeule, să ajungem în ziua judecății, departe de ceea ce ar trebui să fim. Te rugăm în această zi, Doamne, ajută-ne să ne apropiem de tine, să ne pocăim, să aducem la lumină înaintea ta prin pocăință toate faptele noastre rele, Doamne, toate neascultările noastre le aducem înaintea ta și te rugăm. În numele Domnului Isus Hristos, Doamne, iartă-ne în această zi.